Hei, bună, bună, bună! Cine e pe aici? Să vedem cine este live la această oră. Eu tocmai aici am ajuns acasă și mi-am făcut repede, mi-am pregătit un mocacino, știți? Mocacino, cel care îmi place mie. Bună, bună, Zolti, te pup! Și vacanță plăcută, că știu, mi-ai spus că pleci în vacanță astăzi. Bună, Elena! Bună, Sefa! Vă pup! Ce faceți? Pe unde umblați pe această caniculă? Eu tocmai ce am ajuns acasă, am fost plecată cu diverse treburi ale mele. Am fost și la piscină, m-am răcurit puțin. Bună, Sorina! Bună, Cristina! Bună, Simona! Și tocmai ce am ajuns și mi-am pregătit un mocacino rece de data asta, nu l-am mai făcut fierbinte, pentru că la cum este afară simt nevoia să beau foarte mult rece. Mi-am pregătit și o limonadă, totul rece. Voi ce faceți? Bună Gina, bună Flori, Adelina! Ce faceți, pe unde umblați? De fapt, cum suportați această căldură? Scuze pentru coafiură, că este așa mai rebelă, dar dacă vin de la piscină, cum ați dori să fie? Am prins și eu părul foarte repede, mi-am prins un moț ca să pot să mă simt cât mai bine. Bună, Mariana! Bună, Ane! De fiecare dată, când vreau, bună, Sabina, te pup! Bună, Claudia! Când vreau să mă simt bine, îmi pregătesc ceva dulce și deoarece, din cauza căldurii, nu m-aș duce niciodată să mă arunc să mănânc ceva foarte, foarte dulce, gen o amandină, o savarină, aceste prăjituri care sunt pline, pline de zahăr. Și nu numai că aș depune kilogramele imediat, kilogramele pe care le-am dat jos, s-ar depune imediat dacă eu m-aș arunca într-o cofetărie și aș mânca de acolo tot ce văd ochii mei. Pentru asta eu mi-am ales mocacino, acest mocacino de la Snap, firma pe care eu o promovez. Acest mocacino minunat care, pur și simplu, poți să bei 2, 3, maxim 4 pliculețe, mergi și 4 pliculețe pe zi și nu te îngrașă, nu are ce să te îngrașe. Mai ales că mai are niște extracte din Ganoderma și încă 3 plante minunate, centela, bacopa, rodiola. Voi faceți alegeri în viață, știți, se spune că noi suntem propriile noastre alegeri. De ce să nu alegi calitate? De ce să nu alegi o persoană, drept exemplu, să ajungi ca ea, dacă o vezi că ea arată bine, se simte bine? De ce să nu faci ca ea? Adică mă referam la mine. Bine, ce să fac? Uite, eu mă simt foarte, foarte bine. Aceasta este întotdeauna starea pe care o am după ce fac mișcare, după ce fac înot, fac și gimnastică, dar astăzi nu am fost, astăzi am fost la înot. Bună, bună, Manuela, te pup! Bună, Floriana! Eu am intrat ca să servesc împreună cu voi un delicios mocacino și să vă întreb, sunteți fericite sau fericiți cu trupurile voastre? Sunt foarte curioasă. Mi-aș dori să văd aici foarte, foarte multe comentarii de la toți cei care se uită acum și care or să mă vizioneze mai târziu. Vreau să știu, sunteți mulțumite de trupurile voastre? Atât pe exterior cât și pe interior? Asta este întrebarea mea pe care vă adresez. Bună, Ionela, bună, Andreea, bună, Tatiana! Pupici la toată lumea! Eu acum sunt! Îmi permit să răspund la întrebare. Eu acum sunt! Pentru că am acționat și nu am rămas acolo unde nu-mi plăcea. În momentul
când m-am uitat în oglindă și am vorbit cu mine și mi-am pus această întrebare, mi-am adresat-o personal, am spus, ești mulțumită de tine, îți place cum arăți, îți place cum te simți? Și nu, la greutatea pe care o aveam atunci, nu mă simțeam bine. Chiar dacă majoritatea prietenilor, cunoștințelor, toți îmi spuneau, arăți bine, ești înaltă, nu se vede. Ce nu se vede? Nu se vedea starea mea pe care o aveam interior, pentru că știți cum sunteți, majoritatea doamnelor. Vreți să fiți cât mai bine atât pe exterior, cât și pe interior. Bună, Andreea! Bună, Ramona! Tu îmi spui că în afara de zona abdomenului, pentru că este mai mărit de volum și este acea burtă pe care toți o numim, fie că suntem doamne, că suntem domni, toți spunem că ne deranjează burta în exces. Da? Și eu am avut această problemă, Andreea. Și eu am avut această problemă, Andreea, și să știi că am acționat și am uitat cum e să ai burtă. Eu nu știu cum e să ai, nu mai știu de fapt, nu mai știu cum e să ai burtă. Acum am abdomen. Acum lucrez la el pe exterior, pentru că deoarece era foarte mărit de volum, adică aveam mult mai mulți centimetri decât ar fi trebuit să am la vârsta mea. Și din această cauză, bună Emilia, bună Sabina, te pup, Sabina, tu ești cel mai bun exemplu, tu ești o doamnă minunată, hotărâtă, ești printre primele doamne, pot să spun așa, cu care m-am întâlnit de când promovez produsele, care pur și simplu a fost foarte hotărât, a intrat și a spus, eu vreau să slăbesc, eu vreau să pierd în greutate, vreau să fiu o altă femeie, m-am uitat la tine, te văd pe tine, ești fantastică, tu te-ai transformat super, te simți foarte bine, ajută-mă! Nu ai avut niciun impediment, pur și simplu ți-am expus programul, ți-am spus despre ce este vorba, imediat am intrat în program și acum, după aproape 2 săptămâni, tu chiar ești mulțumită, nu numai de starea pe care o ai, ci și de kilogramele și centimetrii care s-au dus. Felicitări, felicitări și te pup, Sabina, și mergem înainte, nu ne oprim aici. Bună, Mirela, bună, Nina, vă pup, vă mulțumesc că sunteți în acest live. Eu revin la mine, personajul principal, la Florence. Eu acum nu mai știu ce înseamnă să ai burtă, pentru că am intrat în program, am fost foarte, foarte conștiincioasă, am fost foarte atentă, mi-am dorit foarte, foarte mult să ajung aici, să mă transform, să devin această femeie, să fiu, să fac această remodelare corporală. Și nu vă mai spun de starea pe care o am pe interior, faptul că nu mă mai balonez, nu mai sufăr de nicio problemă, nu mai am nicio stare aceea de să te simți tot timpul, deci te simți tot timpul ca un balon, ești. Ha! Am primit un mesaj. Te pup, Adela, mulțumesc pentru mesaj. Am primit un mesaj în privat, tocmai o clientă mi-a trimis un mesaj acum în privat și mi-a spus, în prima săptămână ea a pierdut 4 kg, acum în a doua, deci are două săptămâni și a mai pierdut încă 3 kg. Deci cum să nu fii super, super mulțumită de acest program când vezi cum clientele tale, imediat cum intră în program, sunt atente, nu se mint pe ele, pentru că acum, să nu credeți că este magie, nu este magie. Pur și simplu când intri în acest program și ești atentă la stilul tău de viață, atunci se întâmplă o magie. Dar când intri în program și mai calci strâmb, mult mai mult decât strâmb, nu se întâmplă magie. Și acum am decis să îmi tonifiez corpul, de aceea fac cât mai mult sport, pentru că îmi place și vreau ca el să se întărească, să fie cât mai, să fie dinamic, să fie super, wow! Pentru că de slăbit, cu acest program, slăbești repede. Kilogramele se duc, nicio problemă. Eu sunt aici, te susțin, sunt cu tine tot timpul și se duc repede. Dar trebuie neapărat să ai nevoie, nu să ai nevoie, trebuie să ai grijă de tine ca să-ți lucrezi și exteriorul. Bună, bună Elena, bună Adriana, bună Nicu,
Vai, ce mesaj frumos! Mulțumesc, mulțumesc! Uite, mi-a scris, clienta mea mi-a scris exact în acest moment, o să vă arăt, o să pun pe pagina mea de Facebook, tocmai mi-a spus, mulțumesc că datorită ție mă transform, datorită ție pentru că tu ai urmat acest program și ei ai pierdut în greutate, acum și eu sunt pe urmele tale. Mulțumesc, mulțumesc din suflet! Cum să nu fii fericită, cum să nu ai acea stare, chiar dimineață, o altă clientă îmi spunea, auzi, dar eu de când sunt în program de 2 săptămâni, nu numai că am pierdut kilograme și centimetri, dar am o stare foarte bună. Sincer, parcă aș dansa. Mă simt foarte bine. E normal să te simți bine pentru că faci detoxifiere, scoți rezidurile din organism, din colon și automat devine altă stare. Nu te mai balonezi, nu mai sunt probleme cu constipația. E normal să te simți minunat. Eu sunt dovada cea mai bună. Eu sunt exemplul 100% real. Eu m-am transformat. Sunt foarte mulți prieteni, sunt foarte multe cunoștințe care mă știu cum eu m-am transformat în această perioadă. Cum am devenit alt om. Nici eu nu mă mai recunosc. Bună, Sofia! Bună, bună, Paul! Bună, Dăriuț! Mi-e dor de tine! Ne vedem curând! Bună, Monica! Nu! Mulțumesc! Mulțumesc, Dăriuț! Bucură-te de vacanță! Eu v-am adresat o întrebare, dar nimeni nu-mi răspunde! Sunteți mulțumite? O singură doamnă mi-a răspuns, a spus că e super mulțumită de ea, per total, în afara abdomenului, în afara burții, pentru că probabil, nu știu, acum poate ea a născut, poate este mămică și a rămas cu burtică. Sunt foarte, foarte multe mămici, eu numai că le văd pe internet, pe pagina de Facebook, pe Instagram, dar le văd în jurul meu, pe stradă, oriunde merg, la toate activitățile mele pe care le am. Văd foarte, foarte multe mămici care au rămas cu această problemă. Burtica și kilogramele în plus. Nu mai spun de doamnele care pe lângă burtică, kilogramele s-au depus și în alte părți. Pe brațe, pe picioare, gușa aceasta pe care și eu am avut-o mult timp și mă deranja. Acum, da, pentru celulită, eu v-am arătat, am făcut și un filmuleț în care v-am arătat cum, acum, pentru că e normal. E normal ca să se formeze acel țesut, zona aceea, care nu ne ajută cu nimic și are un aspect oribil, oribil, sincer. Nu contează că ai foarte multe kilograme sau că ești normală. Nu ești supraponderală, nu suferi de obezitate, dar ești o persoană cu indice de masă corporală normal, ai acea problemă numită celulită, cum îi spunem noi celulită, aspectul acela urât al pielii. Și eu am unele zone undeva pe abdomen și undeva pe fese, unde nu-mi place. Pentru asta eu mi-am luat acea minune de la Snap, care se numește crema anticelulitică. Crema aceea, vreau să spun, că este wow, nu numai că miroase foarte, foarte bine, dar acționează super. O să vedeți cum zona aceea cu celulită, la început, eu vă recomand, cum am făcut și eu, să o măsurați în centimetri, să vă măsurați cu un centimetru și după să vedeți cât se reduce. Deci acea cremă anticelulitică are un secret, dar dacă e secret, nu pot să vi-l spun. Conține ceva ce celelalte creme pe care le-ați mai încercat nu conțin. Dacă vreți, o să vă spun, dar nu acum, data viitoare, ce conține minunata crema anticelulitică. Da, Sabina, ți-am zis, de tine sunt super, super mulțumită. Mulțumesc foarte mult că îmi adresez aceste cuvinte de Sabina. Tu o să ajungi acolo unde îți dorești și ești mămică. De Sabina este o mămică. Pentru că foarte multe doamne spun, mi-aș dori și eu să pierd în greutate, dar vezi tu, sunt mămică, trebuie să gătesc pentru copil, trebuie să gătesc pentru soț și pentru mine nu mai am timp.
nici să gătesc ceva pentru mine care să știu că... Păi, dar ce-i gătești soțului sau ce-i gătești copilului? Ce mănâncă? Nu mănâncă și ei sănătos? Adică n-am înțeles partea asta cum trebuie să gătesc separat. Ok, dacă copilul tău mănâncă sănătos, tu de ce să nu mănânci sănătos? De ce soțului să-i dai ceva ce nu-i face bine și tu să mănânci separat? Învață-l și pe el să mănânce. Reeducă-l. Că acum e al tău, e soțul tău, nu? Trebuie să asculte de tine. Bună, Felicia! Bună, mădă! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc că vă uitați la mine! De ce fac aceste live-uri? De ce intru live? Pentru că primesc foarte multe mesaje prin care oamenii, majoritatea îmi spun, ești frumoasă, ești minunată, arăți superb. Da, arăt, mulțumesc. Și eu mă uit în oglindă și simt și văd chestia asta. Dar dacă nu aș fi urmat acest program, dacă nu mă reeducam, nu eram acum aici unde sunt. Nu mă transformam din acea omidă, așa spun eu, eram o omidă. Și acum, cu multă voință, dorință și voință, așa, amândouă, pentru că dacă ai decât dorință și voință nu este, nu, vei rămâne o omidă. Vei rămâne o omidă forever. Dar dacă amândouă, voința și dorința, se combină, ajungi un fluture. Așa cum îmi place mie să spun că m-am transformat exact cum se transformă o omidă în fluture. Programul este minunat, minunat, pentru că mănânci, îl urmezi. Dacă vrei să faci mișcare, faci mișcare și îți tonifiezi super corpul și activezi hormonul fericirii tot timpul, serotonina. Dacă nu, nu faci mișcare, nu e obligatorie, dar e un must. Bună, Cristina! Nimeni nu mi-a scris dacă... Nimeni nu mi-a răspuns la întrebare, dacă sunteți mulțumite. Ce să înțeleg? Că sunteți foarte, foarte mulțumite de voi sau că nu sunteți deloc mulțumite și nu vreți să mi-adresați aici acest răspuns? Da, așa este, într-adevăr. Cine nu-și dorește, găsește scuze. Am întâlnit foarte multe doamne care au spus, da, vreau, vreau foarte mult, dar nu, au fost decât amăgiri. S-au amăgit, pentru că nu este ușor să iei această decizie, să spui, de mâine mă schimb. De mâine. Nici nu există mâine, de fapt. Tot timpul trebuie să acționezi cu prezentul. Să spui, de astăzi mă schimb. Astăzi vreau să fac schimbare. Cum? Am găsit o tipă. Am văzut tipa aia pe internet. Am văzut-o pe Florence. Ea a putut. De ce a putut Florence? De ce Florence e mai specială decât noi? Pentru că a avut dorință și voință, vă spun eu. Eu mi-am dorit foarte mult să ajung aici. Ramona, tu spui că nu ești mulțumită. Nu ești mulțumită de corpul tău, nu? Spui, acum beau doar ceaiul. Eu pe tine te știu. Tu mi-ai comentat la anumite postări. Nu ai făcut detoxul cu mine, probabil cu altă colegă de-a mea. Dar nu înțeleg. Ai urmat programul detox așa cum trebuie? Ai fost atentă la el? De ce să nu reușești cu mâncarea? De ce să nu reușești? Nu există. Te uiți la trupul tău ca la un templu. Este al tău. Ți s-a dat să ai grijă de el. Trebuie să îi dai ce e mai bun. Să-i dai ce e mai bun, ce e mai sănătos. De ce să bagi în el fel și fel de mâncăruri care nu știi că, știi că nu-ți fac bine? Pe urmă spui, de ce s-au pus kilogramele? De ce mă simt balonată? De ce nu sunt bine? De ce am declanșat fel și fel de afecțiuni? Din cauza stilului de viață, vă spun eu, stilul de viață. Dacă nu știți să vă educați, ce pretenții să aveți? Și
și eu, și eu am fost la fel, și eu până să descoper acest program am încercat foarte multe diete, enorm de multe, v-am spus, am ținut și acea dietă numită Dukan, care pur și simplu mâncam numai proteine, 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 mi-era doar să mănânc un fruct, dar nu îmi dădea voie, nu mâncam fructe și vitaminele mele din ce le luam? Nu luam vitamine, nu aveam vitamine, minerale, plus că acea proteină animală foarte, foarte, foarte multă declanșase niște pietre la partea renală, pietricele la rinichi și nu mă simțeam bine. Este foarte important, foarte important, ca atunci când te schimbi, de asta îmi place mie programul acesta detox pe care l-am urmat și îl promovez. Pentru că în momentul respectiv, când am zis eu fac acest pas în viață, eu mă transform, pentru că datorită meseriei am văzut foarte, foarte multe cazuri de obezitate și acum nu mă refer la persoanele în vârstă, nu mă refer la obezitatea la persoanele de, să zic așa, peste 65 de ani. Că aș putea spune 65 de ani este vârsta a treia la noi în România. Noi am început să catalogăm așa, 65 de ani. Dar vârsta a treia în alte țări, pe alte continente, este mult, mult, mult mai sus, pentru că acei oameni știu să trăiască, știu să se alimenteze, știu să se hidrateze. Bună, Ana! Ramona, nu știu cu cine ai urmat acest program detox, dar sunt sigură, sunt foarte sigură că această colegă a mea, doamna care ți-a fost mentoră, la început ți-a dat toate detaliile, ți-a spus. Nu cred că este neapărat nevoie să-ți spună cineva cum să mănânci zi de zi. Ce, creierul tău nu funcționează? Eu cred că funcționează foarte bine. Avem acum Google-ul pe care putem să ne uităm, avem YouTube-ul pe care putem să intrăm și să vedem, nu știri negative și alte prostii, ceea ce ține la public. Poți să te uiți să te informezi cum să mănânci sănătos. Voi de unde credeți că aceste rețete, toate rețetele pe care le vedeți pe profilul meu, pe pagina mea, de unde credeți că sunt? Sunt rețete create de mine cu aceste două mâini și cu acest creier. Nu este nevoie să-ți spună cineva ce să faci, cum să faci. Este foarte, foarte simplu. Da, Miki, Ela, numai mincinoase. Mincinoase din ce punct de vedere? Nu înțeleg. Bună, Luiza, la ce te referi cu mincinoase? Detaliază-mi și eu știu un singur lucru. Eu sunt persoana în carne și oase, după cum mă vedeți. Nu, mă vedeți pe această cameră. Dar eu sunt persoana care a făcut transformarea și mă simt foarte bine. Până la urmă, eu n-am făcut această transformare pentru X, Y sau Z. N-am făcut-o pentru cineva, ci am făcut-o pentru mine, că întotdeauna persoana cu care trebuie să te înțelegi cel mai bine și să fii într-o compatibilitate maximă, ești tu cu interiorul tău, tu cu tine. Dacă tu cu tine nu te afli bine, nu ești așa, degeaba pot să fie de tine mulțumiți părinții, soțul, iubitul, copiii, toți, nu contează. Tu cu tine trebuie să fii așa, tu cu interiorul tău. Da, normal, Miki, Ela. Normal, eu mă consider o persoană inteligentă. Nu spun de, că aici nu vorbim de deștepți și proști, noi vorbim de oameni inteligenți. Eu sunt o persoană inteligentă pentru că îmi place să mă informez, să citesc foarte mult. Da, pot să-ți spun, nu vorbim de a da în cărți aici, vorbim, da, de diete, nu de diete. Tu îmi spui de a da în cărți și de diete. Probabil tu ai încercat chestia asta, știi? Ai fost și ți-ai dat în cărți, ai pierdut niște bănuți crezând că acolo ți se spune viitorul. Viitorul nu există, dragii mei, viitorul este rezultatul acțiunilor tale din prezent. Dacă tu acționezi în acest moment așa cum îți dorești, în viitor așa vei fi. Suntem rezultatul gândirii noastre. Citiți cât mai mult, dezvoltați-vă intelectul și o să vedeți cum o să creați o altă viață. Am intrat? Am intrat în altă...
îmi cer scuze, am intrat în alt domeniu acum, cel de dezvoltare personală. Eu nu cred, nu cred în poveștile astea că te duci să ghicească viitorul. Nu, pur și simplu dacă tu... Oamenii cred pentru că oamenii își doresc să se schimbe. Mihaela. Eu, sincer, nu știu. Mi-aș dori să te văd în realitate. Adică să văd o poză cu tine ca să te văd cum arăți. O să dau o cerere de prietenie. Nu știu dacă suntem prieteni, dar o să-ți trimit o cerere ca să te văd. Programul acesta este minunat pentru că după ce pierzi greutate, te menții. De ce te menții? Te menții pentru că te-ai reeducat, știi să mănânci. Acum, sincer, gândește-te, dacă tu, pur și simplu, după ce ai făcut această detoxifiere, te duci și te arunci într-un fast food și mănânci toate prăjelurile din lume, adică mănânci tot ce e acolo prăjit, mai bagi și o prăjitură, mai bei și o sticlă de Coca-Cola, crezi că e vreo minune? Normal că o să se înfunde iarăși, toate rezidurile astea o să se ducă în colon, o să rămână acolo și ce ai făcut? N-ai făcut nimic. Ana Mocanu, ce trebuie să faci ca să intri în program? Să vorbești cu mine. Ești în live-ul meu, înseamnă că acum, nu știu dacă suntem sau nu suntem prietene, adică dacă avem prietenia pe Facebook, eu o să-ți trimit o cerere și o să-ți spun ce trebuie să faci ca să intri în program. Cum este acest program de detoxifiere și cum în urma lui, el se ține, v-am spus, între o lună și 3 luni. Eu l-am ținut 3 luni, am început martie, aprilie, mai, acum în iunie eu nu-l mai urmez, doar câteodată când sunt pe fugă, v-am arătat, eu vă mai arăt tot timpul ce mănânc, de fapt tot timpul vă arăt ce mănânc, prefer să-mi iau, eu am rămas pentru că mi-am dorit foarte mult să le încerc pe toate. Și am rămas cu câteva cutii și în momentul când eu dimineața sunt pe fugă și nu pot să-mi fac un mic dejun, prefer să-mi prepar un shake, am rămas cel de cappuccino și cacao, le-am, și prefer să-mi fac un shake și să-l iau cu mine și știu că aici, în acest shake, micul meu dejun este plin de sănătate, am toți nutrienții necesari de care am nevoie dimineața la prima oră. Să nu mă mai îngraș, să arăt bine și să mă simt bine. Da, ok, ce pot să spun? Din câte persoane sunt aici, am observat, sunt 42 în acest moment în live. Și cred că majoritatea, de fapt cred, sunt sigură că majoritatea sunt doamne și domnișoare. Și nu știu de ce, dar eu bag mâna în foc și nu mă ard în acest moment că toate sunt nemulțumite de corpul lor. Sunt sigură, am eu așa un feeling, că majoritatea sunt nemulțumite de ele. Pentru că eu văd ce este pe stradă, văd pe stradă foarte multe doamne care umblă cu trupurile așa, alandala, adică cu kilograme multe, cu abdomene foarte, foarte mari, cu acele burți mari și care dau pe din afară. Și nu cred că tu, ca doamnă sau ca domn, domnii nici nu mai spun de ei, că domnii deja s-au obișnuit. Acum că este și caniculă, sunt așa într-un lasă-mă să te las, mai umblă și fără tricouri, cu burțile imense, știți, de parcă ar fi ceva frumos. Suntem obligați, noi femeile suntem obligate să vedem acei domni cu burțile alea imense, pline cu diverse, nu știu, nu mai zic, cu mâncare proastă, cu bere în general, și umblă pe stradă de parcă noi trebuie să tot timpul să vedem. Dacă ai un corp și nu ești mulțumită de el și nu faci nicio schimbare, măcar acoperă-l. Nu-l mai lăsa așa să-l vadă toată lumea. Bună, Nadia! Este vorba de un program de detoxifiere care se ține între o lună și 3 luni cu produse naturale care te ajută, recunoscute și acreditate de Ministerul Sănătății, care te ajută dacă ai probleme cu greutatea să pierzi kilogramele în plus într-un mod sănătos și plin de energie și să te menții.
și te, pot să spun, te reeducă. Te reeducă acest program. Eu l-am ținut, eu l-am urmat conștiincioasă, eu am ținut 3 luni, eu am pierdut foarte multe kilograme și centimetri, foarte mulți centimetri și mă simt foarte bine. De aceea îl promovez, pentru că eu vreau ca toată lumea să audă de acest program. Vreau să toată lumea să audă că pe lângă firma pe care o promovez, ce anume Snap International, o firmă italiană, este de 1.5 ani la noi pe piața românească. În Italia este de mai mult timp, 4.5 ani. Și eu vreau ca să toată lumea ca să afle de acest program, de aceste produse, că pe lângă produsele care te ajută să faci detoxifierea și să pierzi din greutate, mai sunt și cafeteria, sunt și cafele. Eu le am pe masă tot timpul. Cafeluțele, o cafea. De ce să nu iei o cafea care să fie mult mai bună decât cea la 1 leu, pe care toți știți, băgați hârtia de 1 leu și vă luați. De ce să nu iei o cafeluță sănătoasă? De ce să nu-ți iei un complex de vitamine, minerale și săruri? Eu pe acestea le am, sunt ale mele personale, după cum vedeți, nu mai sunt foarte multe, ele sunt 30. Eu beau în fiecare dimineață un pliculeț, mi-l iau și mi-l prepar într-un pahar și știu că este doza mea de vitamine, minerale și săruri. Bună, Simona! Uite, da, da, Nadia, se trimite, deci produsele se comandă, produsele care sunt în program se comandă online cu ajutorul meu și îți vin acasă la ușă cu o firmă de curierat. Uite, vedeți câte doamne sunt care spun am probleme cu kilogramele. Pentru că sunt foarte multe, dar nu știu, eu cred că unele persoane, ori le este rușine să recunoască, ori preferă și spun, da, să rămân așa cum sunt, că asta e, m-am măritat, sunt cu ăla, stau cu el o viață, nu mai, de ce să mai fac schimbări? Lasă că sunt și el, și el e cu kilograme mai multe, sau soțul e și el cu burtică și ne complacem unul pe altul. Dar este trist, este trist în momentul în care tu nu, și ești nemulțumită de tine și nu vrei să faci o schimbare. Este foarte trist. Bună, Rodica! Bună, Lavinia! Toate aceste produse, nu știu dacă ați auzit de Ganoderma. Ele conțin Ganoderma. Acesta este plusul lor față de alte produse. Conțin Ganoderma. Ganoderma este într-adevăr o minune. Nu știu dacă ați auzit de această ciupercă, să intrați pe Google să citiți ce face ea în organism când intră. Sincer, puteți să intrați, puteți să nu intrați. Uitați-vă la mine, uitați-vă pe pagina mea de Facebook, de când toate pozele pe care le-am pus acolo, cum eram eu înainte, cum sunt eu acum. Și cred că nu mai este nevoie să vă spun alte, să vă dau alte detalii. Ești o pofticioasă. Nadia, nu-i nimic. Și eu sunt pofticioasă. Eu, de cât mă știu, mi-a plăcut ciocolata și îmi place ciocolata. Dar faptul că acest înlocuitor de masă, acesta este de cappuccino. Dar îl am și pe cel de cacao. Faptul că acesta are cacao este același lucru ca și cum aș mânca ciocolată. Și nu e ciocolată, nu îngrașă, nu are zahăr. Sunt numai nutrienți foarte, foarte buni pentru organismul meu. Face detox, mă slăbește, să spun așa, adică reduce kilogramele pentru că are numai 200 de calorii. Cu el înlocuiesc o masă. Eu pe toată perioada detoxului am înlocuit cina. Acum dimineața mi-a rămas când sunt pe fugă să-mi fac un shake, pentru că mai am două, v-am zis, l-am pe cel de cappuccino și pe cel de cacao, iar dimineața, când sunt pe fugă, îmi prepar repede o masă și am plecat. Bună, Rodica! Vă contactez imediat, imediat vă contactez pe Nadia și Rodica, mă întreb la fel de pachet. Eu opresc live-ul aici, am intrat, am zis că nu stau decât
maxim 10 minute, dar întotdeauna îmi place foarte mult să vorbesc cu voi, pentru că mereu se întâmplă, de câte ori fac un live, să găsesc numai persoane inteligente, persoane deschise, care vor să facă schimbări cu viața lor și persoane care acționează. Sabina este o persoană la fel, care m-a văzut acum 2 săptămâni într-un live, imediat mi-a scris în privat, a acționat din asta pe gânduri și acum are rezultate frumoase. Programul este la jumătate, nu l-a terminat, dar eu știu, eu simt momentul când intru și vorbesc cu tine, eu simt dacă ești hotărâtă sau nu ești hotărâtă să faci această schimbare și știu cine reușește și cine nu reușește. Ok, mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Eu vă doresc o zi minunată, așa cum sunteți toate. Și dacă vă doriți schimbarea, eu vă recomand să o faceți astăzi. Astăzi și acum, nu mâine. Pentru că mâine poate nu există. Vă pup! O zi minunată! Și ne vedem cu următorul live!